Etapa intermediară disputată miercuri în cadrul campionatului național republican de fotbal a adus noi rezultate în antiteză pentru juniorii de la cluburile severinene. În timp ce la juniori under 17, Luceafărul Drobeta Turnul Severin a fost surclasată cu scorul de 8-0, în deplasarea de la CSC Ghiroda Giarmata Vii, CSS Drobeta Turnul Severin a învins CSS Lugoș cu 8-0 pe terenul din Șimian. Cele două echipe severinene se află în partea inferioară a clasamentului. Rezultatele au fost diferite și la juniori under 19, unde Luceafărul a câștigat în Banat cu scorul de 2-0 și a rămas pe locul secund în seria a 7-a la 3 puncte sub liderul CSM Reșița. În schimb, CSS Drobeta Turnul Severin a fost învinsă cu 3-2 pe terenul din Șimian de CSS Lugoj și continuă să se afle pe poziția a 7-a cu doar 7 puncte. Sâmbătă, Luceafărul va juca de la ora 12 pe stadionul Severnav cu CSS Caransebeș, iar CSS Drobeta Turnul Severin se va deplasa la LPS Târgu Jiu.